Educație pentru viață, un proiect care își propune să responsabilizeze adolescenții în ceea ce privește stilul de viață sănătos, le-a atras atenția elevilor și profesorilor de la Colegiul Tehnic Carol I și altor 4 unități de învățământ din capitală. Este un proiect care se, pliază pentru tinerele noastre eleve de clasele a 9-a și a 10-a, pentru că am observat că sunt niște probleme de viață mai speciale pentru ele. Deschiderea a fost extraordinară. Dacă la început ideea de a veni și de a avea ședințele de consiliere cu formatorii s-au rezumat la cei 30 de elevi pe care noi i-am selectat, dar care au avut deschidere și bunăvoință să accepte după orele de program acest proiect, pentru că din vorbă în vorbă s-a ajuns și s-a auzit ce se discută și ce informații primesc de la formatorii noștri, atunci, efectiv, în ultima ședință am avut 50 de participanți. Și dorința și solicitarea să mai derulăm și să mai încercăm să mai facem astfel de proiecte. 180 de liceeni vor avea șansa pe parcursul lunii martie să participe la ateliere despre anatomie, responsabilitate și gestionarea vieții personale în situații delicate. Pentru început, recunosc că am aflat niște chestii de care chiar habar n-aveam, care mi-au prins bine și m-au făcut și să reflect la niște acțiuni din trecut. Acum, imediat după proiect, recunosc că am făcut niște verificări, să fiu sigur. Pot spune că după acest proiect, categoric o să fiu mai cugetat și mai cumpătat în luarea anumitor decizii. Bianca s-a înscris în acest proiect la inițiativa profesorilor de la clasă. Dacă la început era sceptică, acum nu regretă că a participat, pentru că a aflat, de exemplu, cum să ia o decizie corectă care să nu-i afecteze viața. Am învățat foarte multe lucruri despre cum să ne descurcăm în viață, despre cum să ne asumăm responsabilități și cum să prevenim anumite chestii care se pot întâmpla pe termen lung sau cum să le facem în așa fel încât să fie bune pe viitor și să nu aibă un impact foarte mare asupra noastră. Festivitatea de încheiere va aduna toți beneficiarii proiectului pentru expunerea unor materiale realizate chiar de ei, eseuri, fotografii, poezii. Pentru munca depusă, elevii vor primi și diplome de participare.